Salutare la toată lumea, numele este X-Lader și bine v-am găsit la un nou episod din Brawl Stars. Salutare, Rafael! Astăzi vom juca din nou ruleta abonaților, de data aceasta cu cât mai multe porunci. Dacă vrei să mai facem ruleta abonaților, Rafael nu este o poză, este om real. Dacă vrei să mai facem, apăsați butonul de like și spuneți-mi în comentarii, bă, mai fă-i ruleta abonaților, că ne place, ne uităm. Avem provocări aici, uitați, ruleta abonaților apare, dispare. E acolo, avem provocări pentru Rafael, avem provocări pentru mine. Nu știu dacă v-a plăcut episodul de ieri, pentru că Rafael nu mi-a spus și n-a citit nici comentariile, așa că astăzi vom face o nouă ruletă a abonaților. Dar vreau să vă anunț ceva. Am cumpărat oferta de pe shop, oferta aceea, cum se numea, Moon Festival, nu? După cum vedeți, am gold aici și gemuri, pentru că era destul de bunicică. La 50 de lei era bunicică, decât să dau banii aiurea. Și avem un nou Star Power. Deci nu o să-l cumpărăm. De ce? Pentru că s-ar putea să ne pice să cumpărăm o ofertă. Era să-l cumpăr, Rafael, în greșeală. S-ar putea să ne pice să cumpărăm o ofertă. S-a terminat și Sejonul. Din păcate, n-avem 500 să o luăm pasta pink, care e foarte mișto. Dar poate o să mai facem niște rank-up-uri, Rafael, ușor, așa, easy. Și o să luăm skin-ul. Hai să vedem, îi dăm drumul la ruletă, jonule. Hai să vedem, Rafaele, primul încep tu astăzi sau încep eu tot eu primul? Eu încep primul. Ok, Rafael e primul de data asta, hai să vedem ce-i pică lui. Jonul. Spui vom pierde mereu. De când începem meciul. Trebuie să fii negativist. Deci trebuie să zici vom pierde. Și eu, ia să vedem. Dynamite double jump. Eu trebuie să joc Dynamite. Hai să vedem, băieți. Ok. Tu trebuie să zici vom pierde, joci ce erou vrei tu, dar trebuie să câștigi meciul. Asta e. Păi nu scria în challenge. Păi las că știu eu, cum a zis lumea în comentarii. Eu am scris spre ascultat că... Tine, nu încape pe ruletă. Atea caractere. Ce ai? E, ba da. Trebuie să fii negativist, Rafael. Hai să te aud. Gata, pierdem. Nu te aud, Rafael. Nu s-a întâmplat nimic momentan. Aoleo! Mamă, e clar, gata, pierdem. Păi trebuie să vezi că trebuie să câștigi. Dacă zici pierdem... Pierdem, Slader. Ce nu pricep că pierdem? E ăla în dreapta. Aoleo, ce pierdem. Iată cum pierdem! Na, n-avem nicio șansă. Ai dreptate, Rafael. Aici ăsta al meu și atacă. Dă-i, bă, din ăla! Bă, dă-i din ăla care viață puțină, Johnule! Nu dai mult damage, pe am pierdut. Mai avem puțin și pierdem, hai că pierdem. Te-ai bătut joc, normal că pierdem. I-am bătut pe ăla. Ok, pun asta jos, trag, pierdem, ca de obicei. Hai, Joanule! Mama. Băieți, cum a fost ziua voastră, ce ați făcut la școală? Spuneți-mi în comentarii, că am uitat să vă întreb. Bă, nu înțelegi că pierdem. Ba, aoleu, chiar pierdem. Păi, omoară pe ăla, Joanule! Uite, știu cât am scăpat. Mama, era să pierdem. Păi nu era, pierdem. Iată ce-i fac eu astea, Joanule! Mamă, pierdurăm. Stai că m-au găsit bătăile. Termină cu bătaia aia acolo. Da. Ok, pierdem. Asta a fost o poruncă de la un abonat. Și a fost destul de votată. Așa, hai. Mai departe. De eu n-am făcut double jump cu Dynamite. Păi ți-ai bătut joc. Păi mi-ai distras atenția că pierdem. Ați văzut, băieți? Ok, nu mai contează. Hai să vedem. Rafael e cu porunca acum și... Joci un match numai pe auto-atac. Niciodată nu pui ținta. Doar pe auto-atac joci. Ei. Okay. Iar eu? Shelly. Bă, dar numai Shelly apuc eu non-stop în fiecare episod. Nu merge asta. Nu mai știu dacă e mai bun band-aid-ul ăsta. Iau ăsta. Shell Shock. E Morțania. Nu mai e bun, e nerfat, e degeaba. Ok, dar cred eu, țineți minte acum ce vă spun eu, că o să adauge un al treilea Star Power
care unește puterile. Eu așa cred. Că altfel n-are sens. Da. Da, așa cred eu. Deci eu pot să atac doar la apropiere, practic. Da, da, da. Sau să dai cu auto-atacul, că merge și ăla. Oricum, eroul ăla e de auto-atac al tău. Că de la apropiere, de la depărtare, doar chip damage. Adică damage ieftin. Bă, n-ai luat un aici. Gata, ai luat-o? Mhm. Mamă, ce se bate aia, vino cu. E Tarafa. Te-ai auto-atacul. Am omorât-o cu auto-atac. E Tarafa, gratis! Gratis și bun. Hai, Jonule! Ia du-te bă după el. Am omorât-o cu auto-atacul X-Slider. A, e ăsta. E Jon. E tot după tine. Opa. Nu mai am Band-Aid. Și nu mai ai nicio pe. Bă, dar nu mai Piper-e sunt. E roz femeia. Oleu, că te-a luat ăla. Poate invizibil. Stai că am eu o idee. Du-te, acum, mai sunt 3 secunde, fugi. Era unde e, mă? Aperiana, e vida nebună. Dai, mă! Aoleu, cum ne-ai balbat eu pe ăsta cu auto-atacul? Aoleu, și ăsta e... E Jon. Ia, du-te pe-l. Să mai spawnăm unul aici. Bine, Jonu! Ia, mai fă o dată. Ce? Așa. O să iau niște sunete de astea și o să le pun o dată în CS1-6 și... Să vezi ce sunete mișto o să aibă acest joc. Ok, hai. N-am nezare, cu tot că n-ai încercat. Găsesc eu. Hai să vedem, Rafael. Mi-a scăzut și trofee. Ok. Deci, avem așa... Tu. Ce faci tu acum? Deschizi un big box acum. Iar eu? Ok. Dynamite, da, hai bă, nu mai. Bani. Lasă-mă cu Dynamite, double jump. Nu mai fac asta. Doar bani, bă. Piper. Mănâncă nările. Piper. Eu vreau să băieți, mai sunt destul de multe provocări pe care încă nu le-am făcut și n-au picat. Habar n-am de ce. Iar eu joc Piper. Hai bă, te împerechezi, ce faci acolo? Da. Bă, dar oră faci. Anul ăsta mă căsătoresc. Bravo ție, casă de piatră. Hai. Vezi și tu la nuntă și faci vlog. Chiamăm și leutare după internet. Iată, l-am nimerit pe ăla acolo. O, dar bun, iau tata cu ăsta. Eroul ăsta e așa de underrated și așa de bun. Fac prea greu ultimata. Da, da, eu pe aia se schimbă jocul ultimata aia ta. Ok, am ultimata. Hai să dăm. Stai, îi prins pe toți și după aia rupeai și star power? N-ai. Nu. Nu faci așa mare impactul. Ce faci, mă? Trebuie să te bași pe ăla care are 8. Dă-i pe ăsta! Aoleo, aoleo, Jonule! Bine! Le controlează ăștia, nu vezi, ai nicio șansă. Cum mă n-ai dat ultima ta aia bine? L-am nimerit. X-Slider Rush-ul. Da! Mă, nu trage asta pe nimeni.
Hai că trage acum? Da. Dă-i după Ross. Dă-i după Bob Ross. Hai mă, genio ăla-i degeaba, sincer. Hai mă. N-am văzut o tragere, bă, o singură tragere de la el. Are 500 de trofee și n-are nicio tragere. E trist, băie, tu ne văd jocul. Rafael? Râzi în timp ce joci. Iar rahatul ăsta. Bă, mie îmi pică toate rahaturile. Uuuu. Era să plângă portofelul meu acum. Ofertă de 500 de lei, dar acum eu spun că vom pierde, iar tu râzi. Ce combinație bună. Ce combinație bună. N-ai cum mai bună combinație de asta. Adică nu știu ce e rău să iau băieți. Hai. Bă, vom pierde. Pe invers. Eu spun că vom pierde și tu râzi. Dar tu nu mai vrei să vorbești, tu doar râzi. Că când te întreb ceva, râzi. Vom pierde. Ne bate Rosa. Ce râs fake. Ne. Firie. Mamă, leonul ăla e foarte delicios. Ha, ha. Bă! Ai murit. Vom pierde! Vrei să-ți arăt jocul? Pierdem. Ne că n-ai, trebuie să câștigi jocul. Bă! Vom pierde din cauza ta! Păi ți-am arătat că pierdem. Bă, păi tu trebuie să câștigi, asta e farmecul. Bă, uitați cum strică Rafael toate provocările voastre. La ce ai sărit un mijloc fără să mă respawnez eu? Ok. Asta e fail. Mai departe. Crow, tu, iar eu. Fac ce vreau eu. Auto-atac. Eu joc pe auto-atac mereu. Care erou e bun pe auto-atac? Leon. În afară de Leon, că mai jucat și. Leon. Nu joc Leon. Bull, frate. Bull. Hai, Rafaele. Hai că joc eu Rosalinda. Tu joci cu Rob, bă! Păi? Lasă că eu zic că vom pierde, Maris. Aia a fost provocarea data trecută și n-ai făcut. Mereu pierzi. Hai bă, mereu, dar vreau să fac și eu ceva cu caracter ca lumea. Să vezi cum le dau ăstora aici, uite. Uite-mă. Uite-mă, X-Slader. Vom pierde. And stay down! Vom pierde, X-Slader. Să vezi ce pierdem. Când îmi bag ultima ta și într-un ei, s-a terminat tot. Ești nebun. Opa. Hai, lasă-mă omoare. Pregătește-te. Ce faci, mă? Mamă, ce urmează acum? N-ai ce să-i faci. N-am? Oh. Vai de căpățâna ta, X-Slader. Mamă, cum merge, ce hal. Că vin. Ținte bine că vin. O duc după ei în bază, ești nebun? Ai auzit vreodată replica? Facă ce vreau eu? Dar tu nu știi de unde vine. Era o femeie care zicea, nu mai știu. A, da? Ne. Bă, ce are de merge așa? Hai bă, X-Slader, faci ceva, coară-ne și tu. Bă, dar noi suntem toți de la apropiere. E clar, meciu. M-a prins Jegotania. Bă, pierdem. Păi chiar pierdem, noroc cu Shelly cât păstrează tărea. Sinte bine? Ce cauți tu aici? Copil mic. Mă, da mă, ia ăla cu stun-ul. Bă, da, mie merge groaznic. Păi nu, a salvat Bibi, nu știu dacă ai zis. E, tu ești mort, Sania, mă, ce mai gata, hai, dăm niște viață. Hai, aici, 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 aici. Dă X-Slader-e! Facă ce vreau eu. Dacă te mai și întorci. A nebunit ăla cu niște stanuri. Na.
Te văd acum. Un ajutor, mă! E la egalitate. Alessandra! Bă, pe egalitate? Măcar Alessandra! Gata, mă, s-a terminat. Nu mă mai oprește nimeni. Asta mă și împinge. Macarat Alessandra. Se bat cu mine. Iată cum ies eu. Mă dau un pas înapoi și aia e tot. Ia uite cum alerg. Bine, m-am cărat cu Rosalinda, băieți. Păi să-și că vă-mi pierde și-mi coștigară. Am făcut 500 de trofee și am numit și 300 de star points. Mamă, și scumpere skin of the Piper, nou. Da, da, da. Mi-a apărut de 3 ori pe shop și nu l-am luat. Hai, Rafaele. Deci, Rafael, porunca lui este asta. E Rafael joacă cu picioarele un meci. Hai, bă! Iar! Și eu ia să vedem. Bă, dar ție când îți pică chestia aia? Iar eu joc cu Leon. I-am mai dat o dată. Da, oricum nu mai era nimic. Leon. Iar tu joci cu picioarele un meci. Cu ce caracter vrei tu? Aoleo, ce am făcut? Dă-i ready. Fiți atenți cum joacă Rafael cu picioarele. Bă, dacă câștigăm meciul ăsta, e cel mai tare jucător cu picioarele. Ok, deci am o mână așa. Avem decât una. Hoholeu. Bă, dar periculos e Leon. Mamă, e un Shelly cu 7 acolo. Nu te sări. Arunca aia. Tu ce curaj are mă asta? Hai mă, ăla numai așa face! Mamă, vine ăștia aici jos. Shelly ăsta trebuie să ne dăm pe el. Ten sandwich. Hai mă, de unde știa mă? Hai mă, m-am urmărit că stăteam acolo. De. Ultima dată. Stai. Hai că da ultima ta cu picioarele. Fugi! Mamă, dacă mă rezi. Păi tu puteai să joci numai dintr-o mână, mă. Doar că nu mai puneai auto-atac sau nu mai puneai țita. Da. Dar dacă te punem să pui și tastatura cu picioarele? Hai, bă! Hai să vedem pentru tine. Cumperi un skin de pe show și faci win. Iar eu joc cu Chrome. Hai, cumpără un skin am de pe shop. Am skin pe Nita. Mamă, ce l-ai cumpărat de pe shop. Vedeți, Rafael nu vrea să facă provocări. Ne-mi pare rău pentru voi. Păi să cumpăr, aia nu e provocare. Să bag banul. Păi așa zice lumea, provocări. Cumperi 500 de lei. Cumperi 100 de gemuri. Astea sunt provocările. La ce cumpăr skin-uri pe care nu le folosesc? Că am skin pe Nita, aveam unul ieftin de 30 pe șoala. Mamă, uite cum veni Croc cu acela skin ca al meu, vezi? Acum am înțeles eu de ce e roz, că îmi dă mie mai mult damage când e atac.
Da, ți se activează star power-ul când e... Da, da, da. Luați de aici, prieteni. Mamă, ce bine e pus aia, spate acolo. N-ai mă ce să le face, prea puternic obit. Ne trebuie contra la obit gen Barley. Da, s-a rupt și tureta. Da, s-i scoți aia că dă prea mult damage. Trebuie să-i dau eu contra cu ultimata. Gen, pun așa. Și după aia mă bag. Ia-le, Rafa! N-am cum, că sunt invincibili. Hai, obit, aruncă ultima ta. Nu mai au acces în mijloc. Trebuie să avem grijă cum ne omoară. Mai e bine. Nu trebuia să murim acolo. Bă, cât damage de dură. E pe crow toate, în dreapta sus. E o fi, dar nu trebuia să murim acolo. A sărit în tălău. Aoleu. Băieți, aici se încheie și episodul. Din păcate, tragic pentru voi și pentru mine. Am pierdut meciul, pentru că Rafael n-a cumpărat skin și a făcut un win. Și n-a făcut niciun win. Eu v-am lăsat la revederci.